Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi o să începem să facem câte ceva. În primul rând vreau să vă prezint un roișor aici, un roișor natural, pe care l-am prins acum două zile. Dar din cauza că n-am putut să-l iau tot, am luat o ramă de albină, mi se pare că am luat. L-am așezat eu aici în nucleu, știu că n-a avut marcă. A plouat foarte tare. Și am pus și o folie aici deasupra. Pentru moment, ca să reușesc să țin aceste albinuțe în stuc. I-am dat acestor albine o marcă și acum vreau să iau această marcă de aici. Și să mut albinele în lada cealaltă, fiindcă aceasta nu are nici plăcuță de zbor. Luăm marca. Iată, avem făguraș construit, deci în două zile. Și acum ce am să fac e să marchez marca și am să îi dau drumul. Iată, au construit făgurașul ăsta, un semn că marca e acceptată. Și să mut câte rame am, pare că am două rame cu albina, nici nu știu sigur. Iată, aici sunt albinele rămase din roiul respectiv, un roi natural, să vedem un pic dacă nu cumva există matcă, dar nu cred. Haideți să vă aduc așa mai aproape. Aici avem albinuți. Aducem și rama cealaltă. Deci un roișor cam pe două rame. M-a surprins faptul că n-a plecat albina, am dus să încerc acest lucru, dacă scuturi o parte din roi și nu găsești matca, dacă vii cu o matcă împerecheată la el, dacă o accepte. Și din câte văd eu deja acceptat-o, deci nu e nicio problemă în acest sens. Dar totuși, chiar dacă a acceptat-o, eu voi fi precaut, nu o să-i dau drumul la marcă direct pe ramă, mă duc să aduc o diafragmă. Diafragma aici.
Iar acum îi aduc în mod normal încă o ramă, iar ajunge, va trebui să-i aduc o ramă cu mâncare. Ramă cu mâncare, iar aici trebuie să punem să stea mai fix această diafragmă, să stea mai ridicată un pic. Albinele se poate să iasă. Așa, acum poate să iasă albinițele. Mai e ceva miere aici, dar prea puțin, o să-i o las și oricum o să-i vin cu mâncare, ori o turtă, ori... Dar eu acum le aduc ramă cu miere, că am miere destulă. Cred că nu s-a întâmplat să luați un roi natural și să rămâneți din greșeală fără marcă. Atunci avic o marcă din asta, știu eu, împerecheată, dacă ai la dispoziție. Asta e o cutie, o folosim probabil la un alt roi. Bun, acum să văd un pic care e situația la masa asta.